Bărbatul locuiește în Prahova și este angajat de luni bune la o firmă de pază din București, care asigură paza balastierei de lângă Târgoviște. El susține că a lucrat sute de ore suplimentare și că firma nu l-a plătit pentru asta. De dimineață, când a ieșit din tură, s-a urcat pe stâlp și nu s-a mai dat jos de acolo. Banii, să-mi dea bani! Sunt angajat, sunt sclav! Ne plătea câte 5 milioane în plus pe restul de ore! Înțelegeți? Și n-am mai plătit, că nu vrea! La fața locului au ajuns imediat pompierii și polițiștii, care au încercat minute în șir să-l convingă să renunțe la protest. În urma unor nemulțumiri privind o posibilă neacordare a unor drepturi salariale, s-a urcat pe un stâlp de iluminat, solicitând prezența angajatorului. Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs evenimentul. Abia după ce a vorbit cu patronul său, bărbatul a decis să coboare de pe stâlp. De ce ați protestat? Ce s-a pentru că am muncit de 9 luni de zile și am făcut 240 de ore, 264, că e luni diferit, luni diferit. Și plus peste program, am aproape 1000 de ore, peste 1000 de ore în plus. Și nu vi l-a plătit? Nu mi l-a plătit. Salariul mi s-a dat la timp, pe 178 de ore, dar de restul de ore nu. Eu muncesc, nu furnul tâlhăresc. Aș putea? Polițiștii l-au luat direct la secție pentru audieri. El riscă amendă pentru tulburarea liniștii publice.